Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Israel fără Dumnezeu, fără împărat și fără țară. Prin aceasta, arătând situația în care a ajuns poporul acesta al lui Dumnezeu. Dacă deschidem Scripturile la cartea a doua a Împăraților, capitolul 17, pagina 408, citim de la versetul 1. În al 12-lea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Osea, fiul lui Ela. A domnit 9 ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca împărații lui Israel dinaintea lui. Acest Osea a fost ultimul împărat al lui Israel și este important de reținut că, deși nu a făcut rău ca cei dinaintea lui, totuși, fiindcă n-a făcut bine, el și-a pierdut viața și chiar împărăția. Sunt unii oameni care spun, și uneori poate întâlnim și printre noi, alții sunt mai răi ca mine. Da, e adevărat. Dar dacă și tu tot rău ești, o să împărtășești aceeași soartă. Dumnezeu vrea să fii bun, nu rău sau un pic mai puțin rău. Întorcând o foaie în urmă, aflăm din capitolul 15, versetul 29, că Israel, acele 10 seminții dezbinate de la Ieroboam, și-a pierdut independența și a fost deportat în robie. E vorba de două deportări, una pe vremea lui Pekah. Pe vremea lui a venit Tiglat Pileser, împăratul Asiriei, și a luat, și enumeră câteva localități: Ionul, Abed, Menmaca, Ianoah, Chedeș, Hațor, Galat și Galileea, toată țara lui Neftali, și pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria. Iată-i pe evrei aduși cu atâta trudă în Canaan, scoși afară. Și în capitolul 17, versetul 6, citim de asemenea: în al 9-lea an al lui Osea, împăratul Asirii a luat Samaria și a dus pe Israel în robie în Asiria. L-a pus să locuiască la Halah și la Habor, lângă râul Gozan și în cetățile mezilor. În prăștiere care nici astăzi nu a putut fi recuperată integral. Să privim la tematica aceasta în două puncte. Un prim punct l-a numit rechizitoriul lui Israel, adică acuzația lui Dumnezeu pentru care fapte a îngăduit să ajungă în robie. Citim versetul 7. Lucrul acesta, deci deportarea în robie, s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului, și expresia păcătuire este una de ordin general, dar vreau să observăm care a fost primul cap de acuzare, vinovăția principală. S-au închinat, spune finalul versetului, și au păcătuit împotriva Domnului închinându-se altor dumnezei. Vinovăția numărul unu a fost idolatria, ceea ce de fapt făcea să fie încălcată prima și cea mai mare poruncă. Haideți să ne o reamintim din Exod 20, versetul 2 și 3. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Și în același capitol citim și versetul 23. Să nu faceți dumnezei de argint și dumnezei de aur, ca să-i puneți alături de mine. Să nu vă faceți alți dumnezei. Și începând cu viței aceia lui Roboam, Bali și Astarteile, Izabelei, țara s-a umplut de idoli. Și motivul acesta a fost marea supărare a lui Dumnezeu. Hai să o luăm pentru vremea noastră. Ce înseamnă a avea alți dumnezei în locul Dumnezeului care ne-a mântuit? A avea altă pasiune spirituală, sufletească sau chiar de ordin material afară de Domnul. Pasiunea noastră va dovedi cui ne închinăm, pe cine adorăm și cui slujim. Dacă cineva este pasionat, să zicem, dintre tineri, de fotbal, să zicem, poate să fie pasionat cineva chiar de muzică și să nu fie pasionat de Domnul. Altul poate fi pasionat de o lăcomie, despre care Noul Testament scrie că este o închinare la idol. Orice altceva ce îți încântă sufletul și te face să tresalți, cu excepția Domnului, este o formă de închinare. De la lucruri materiale până la cele de ordin sufletesc, știu eu câte pot să fie în lumea aceasta. Pentru cei mai tineri, pot să fie, de exemplu, pe fondul computerului, a internetului. Asta să fie pasiunea lor.
în dreptul celor mai în vârstă, alte lucruri mai populare, mai tradiționale, unii mai materialiști, alții mai tare pe plăcere. Domnul să ne păzească de alte slujiri și să-i slujim numai Domnului Dumnezeului nostru, așa cum a justificat Domnul Iisus în fața satanei cu ocazia ispitirii. Apoi citim aici de la versetul 8, în 2 Împărat 17. A urmat obiceiul neamurilor pe care Domnul îi izgonise dinaintea copiilor lui Israel și obiceiul rânduite de împărații lui Israel. Ei aveau alte slujiri contrare poruncilor sfinte și Bibliei. Am vorbit de porunci. Porunca a doua spunea să nu-ți faci, să nu te închini și să nu slujești vreunică reprezentări a lucrurilor din cer sau de pe pământ. Și aici observați că ei au acceptat tradiția păgână, adică obiceiurile cananiților, și tradiția proprie, obiceiurile rânduite de împărații lui Israel. Vă rog să faceți distinție între ceea ce este principiu biblic și ceea ce este tradiție. Ce e biblic e dumnezeiesc, ce ține de tradiție este omenesc, oricât ar părea de evlavioasă imaginea. Orice fond ar avea, laic sau religios, dacă ține de tradiție, nu vă legați de ea, nu vă legați, că poate să intre în contradicție cu Scriptura. Și Domnul Iisus spunea că datinele au înlocuit poruncile și le dăduseră o mai mare valoare. Păziți-vă de tot ceea ce nu are suport biblic. Continui de la versetul 9. Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. Și ideea aceasta de a te ascunde este o idee foarte copilărească. Dar cum adică de Dumnezeu ne putem ascunde? Și totuși, câți din biserică nu se ascund? Copii, tineri se ascund de părinți. Și uneori și din cei bătrâni se ascund de noi. Dar ce cu noi aveți de-a face? Au făcut pe ascuns. Ascunde-te în fața lui Dumnezeu. Și au zidit înălțimi în toate cetățile lor, de la turnurile străjerilor până la cetățile întărite. Și-au ridicat stâlpii dolești și astartei pe orice deal și sub orice copac verde. Și acolo au ars tămâie pe toate înălțimile, ca și neamurile pe care le izgonise Domnul dinaintea lor, și-au făcut lucruri rele, prin care au mâniat pe Domnul. Au slujit idolilor despre care Domnul le zisese, să nu faceți lucrul acesta. Evreii au fost prinși în aceste forme de închinare pe înălțimi, în templele după imaginea celor păgâne, și după cum studiam noi la un moment dat, au preluat forma la gândul să păstreze un fond biblic, dar cu vremea, pe o formă străină, se strică și fondul. Degeaba se încearcă uneori să se împletească una cu alta. Intră în contradicție. Dacă privim logic și sincer, noi putem să le facem și pe una și pe alta, dar Dumnezeu nu le primește. Scrie în Isaia, capitolul 1, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Nu sunt compatibile. De aceea, repet și chiar insist pe ideea aceasta, feriți-vă de formele de manifestare lumești. Credința nu ține numai de viața de biserică. Avem un tipic la rugăciune, la predică și în afară ne încadrăm în niște tipare lumești. Cine n-are în viața lui particulară o trăire după voia lui Dumnezeu, va fi în cel mai bun caz un fariseu. Și asistăm în vremea noastră la o departajare, la o distanțare tot mai mare a vieții de biserică de cea de familie. Adică oamenii sunt aparent evlavioși și pocăiți la biserică, dar când ies, au cu tot o altă culoare. Și pe Dumnezeu să știți că asta îl deranjează. Spune în Ieremia 7, veniți la templul Domnului și ziceți, Doamne, iartă-ne și credeți că sunteți salvați, ca iarăși din nou să faceți aceleași urăciuni. Dar păcatele nu se vărșesc oricum. De regulă, păcatele să se vărșesc într-un anumit context, într-un anumit cadru. Că, de exemplu, dacă cineva merge la meci, nu poți să facă el atunci studiu biblic acolo în tribună. Fiindcă te scapi la mediul care este acolo. Nu poți să faci abstracție totală. Nu poți să stai împreună cu cineva sau chiar să mergi pe mașină și să fie o muzică așa cu un ritm și cu o gălăgie infernală și tu să faci o meditație sfântă.
O să vezi că îți mișcă picioarele, îți mișcă și mâinile, te imprimă. Și diavolul folosește aceste forme tocmai pentru ca să-i poată prinde pe oameni ca într-o matriță și după forme să le dea și lor forma aceea. Te prinde în schema aceea și te marchează. Vreau să citești și din Noul Testament în Coloseni 2, ca să nu rămânem doar în imaginea Vechiului Testament, Coloseni 2, de la versetul 2. Uneori se încearcă, după ce ajunge orice biserică sau organizație într-o formă puternic instituționalizată, să se rămână într anumite forme care de legură devin reci și chiar cu caractere lumești. Spuneam noi când am vorbit la ciclul curenții străine că și creștinismul înseamnă Hristos. Și toată activitatea de la biserică și de acasă trebuie să fie centrată pe El, o activitate vie, nu mecanică, după cum ne călăuzește Duhul lui Dumnezeu conform Scripturilor. Și observați ce frumos spune în Coloseni 2, începând de la versetul 2. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Deci Domnul Hristos este o valoare care n-am investigat-o suficient. În El sunt atâtea beneficii spirituale și haruri, încât nu trebuie decât să ne deschidem spre El și vom fi inundați de frumusețea sa. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la bună rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Și acum sesizarea. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o omăjire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Deci nici dacă cineva vine cu ceva vechi, nici dacă vine cineva cu ceva nou, tentațiile sunt pe ambe extreme greșite. Noi să rămânem doar la ceea ce avem suport și fundament biblic. Amin. Orice alte forme să nu vă atragă. Așa a ajuns Israelul de căzut. Pe fondul unor slujiri religioase, pe înălțimi și încet, încet s-au infiltrat stările păgâne. Ba chiar mai mult, revin la 2 Împărați 17, citind versetul 17, au trecut prin foc pe fiii și fiicele lor, s-au dedat la ghicitorie și vrăjitorie și s-au vândut. Și expresia vândut puteți să o notați ca și o abandonare în brațele diavolului, să facă ce este rău înaintea Domnului mâniindu-l. Cine apelează la vrăjitorie, la ghicitorie, la sacrilegii omenești, este ca unul care slujește pe față Satanei. Iată până unde au ajuns evreii, să-și ucidă copiii, să alerge după vrăjitorii și după ghicitorii. Adică, efectiv, să se dea diavolului. Și asistăm uneori, și în vremea noastră, la noi, nu cred că este cazul în țară, dar în apus, în Occident, în Franța, în Germania, în mod deosebit, se estimează că numărul vrăjitorilor este mai mare decât numărul păstorilor și preoților luați împreună. Aici este tendința. Formele idolatre nu sunt forma finală la care diavolul duce omenirea. Forma originală este slujirea lui Dumnezeu. Și forma finală spre care diavolul o duce este închinarea la Satan. Idolatria a pus-o doar intermediind trecerea de la Dumnezeu spre diavolul. După acest rechizitoriu, în care am văzut că vinovația principală era idolatria, secondată și învelită în toate practicile cananite sau ulterior intervenite și ajunsă la apogeu prin vrăjitorie, vreau să observăm un al doilea subpunct, respingerea încercărilor divine de recuperare. Tot aici rămânem și citesc de la versetul 13. Domnul a științat pe Israel și Iuda prin toți prorocii lui, prin toți văzătorii și le-a zis, întoarceți-vă de la căile voastre cele rele și păziți poruncile și rânduielile mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei proroci. Înștiințări profetice repetate
Și amintiți-vă că toți acești preoți ai Vechiului Testament, Elie, Elisei, Saeremia și prorocii mici, toți au trăit aproximativ, cu excepția ultimilor, în vremea acestor stări de decădere. Rolul profeților nu era altul decât să strige poporului și, în primul rând, împăraților: întoarceți-vă la Dumnezeu. Dar, spune versetul următor, ei n-au ascultat și au înțepenit grumazul. Adică erau porniți spre rău și n-au vrut să se întoarcă măcar înapoi cu ochii lor, cu mintea lor. Și au rămas ca și părinții lor, în mod special la cei din pustie se referă, care nu crezuseră în Domnul Dumnezeul lor. Și mă adaug aici doar un verset din Ieremia, unde acest profet care a prins robia lui Iuda, zice altfel prin cuvântul Domnului, Ieremia 25:4, Domnul va trimis pe toți slujitorii săi proroci, i-a trimis dis de dimineață și n-ați ascultat, n-ați plecat urechea să ascultați. Ei au zis, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are și de la răutatea faptelor voastre și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Nu vă duceți după alți Dumnezei ca să le slujiți și să vă închinați înaintea lor. Nu mă mâniați prin lucrarea mâinilor voastre și nu vă voi face niciun rău. Nu este uneori și astăzi așa? Socotiți în dreptul unora care îi cunoașteți, în mod special cei care sunteți mai în vârstă, câte mesaje au avut să se întoarcă, fie de ordin profetic, fie prin predici, că uneori ne mirăm de prieteni când vin la evangelizare și se duc înapoi tot neconvertiți. Dar nu-i mai mare mirare de unii care vin nu numai iarna la evangelizare, vin duminică de duminică și Dumnezeu îi cheamă și le vorbește de pocăință și rămân aceiași, împietriți și fără să-și întoarcă inima și fața spre Domnul și ochii să se lumineze de bucurie și să-i primească Dumnezeu. Greșeala lor a fost, așa după cum spune Isaia și rea apoi Domnul în Evanghelie, s-a făcut că nu văd, s-a făcut că nu aud și atunci Dumnezeu a decis împietrirea. De acum eu vă închid ochii și eu vă închid urechile și nu vă veți mai putea întoarce înapoi. Citeți și următorul verset 15, n-au vrut să știe de legile lui, de legământul pe care îl făcuse cu părinții lor și de înștiințările pe care le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic și ei înșiși n-au fost decât nimic și după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu se ia după ele. Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeului lor, și-au făcut viței turnați, și-au făcut idol de Astartei, s-au închinat înaintea întregii oștiri a cerilor și-au slujit lui Baal. Au abandonat legea lui Dumnezeu. Au căzut într-o totală neascultare. Cuvântul n-am avut pentru ei nicio valoare. Și vreau să citim tot în privința aceasta din Osea, capitolul 4:6. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință, fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot, fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Și continuă profetul, versetul 10. Vor mânca și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulți, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile lui. Poporul meu își întreabă lemnul lui și toiagul lui prorocește, căci duhul curviei duce rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munților, artă mâie pe dealuri, sub stejar, plop și terebința, căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curvești și nororile voastre sunt prea curve. Și cu aceasta am atins și un alt domeniu. Odată ce cuvântul a fost abandonat, legea nu mai avea valoare. Țara a fost inundată de o stare de păcat și ei au ajuns peste măsură de străcați. Nu doar din punct de vedere al idolatriei, că uneori există posibilitatea să ne ia imaginea cineva care este idolatru, dar să spunem că e om bun, este moral. Ei și-au pierdut și fațeta aceasta de neprihănire. Și rămânând în zona profeților, citesc din Amos 2, de la versetul 6. Așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru 4. Nu-mi schimb hotărârea, pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată, ca să pângărească numele meu cel sfânt.
se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zăloc și beau în casa Dumnezeului lor amenda celor osândiți de ei. Iată cum se împletise idolatria cu păcatul și murdăriile. Nu mai exista nicio noțiune. Adaug ce spune Mica, care surprinde și el din capitolul 7, versetul 2, starea decăzută din punct de vedere moral din țară. S-a dus omul de bine din țară. Nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge. Fiecare întinde o cursă fratelui său. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Cârmuitorul cere daruri. Judecătorul cere plată. Cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie, atunci va fi uluiala lor. Deși prorocii chemau în mod repetat, starea lor de cădere urma continuu. Iată așadar, prorocii i-au respins și preoții i-au schimbat, punându-și învățăturile lor și rămânând total fără Dumnezeu. Până aici, acest prim punct, cel de-al doilea, l-am numit concluzii vechi și nou testamentale. Aproximativ 200 de ani a durat împărăția lui Israel și apoi au fost desființați. Să tragem o concluzie, fiindcă Noul Testament, ceea ce este biserica, este o imagine a Israelului. Ei toți spuneam, suntem poporul lui Dumnezeu, cum spune în Isaia capitolul 5, Domnul a sădit o vie. Vie era Israelul și vițele cele mai alese casa lui Iuda. Domnul se aștepta la struguri buni, dreptate, neprihănire și când colo, asuprire și alte fapte rele. Și Domnul a decis, păstrând imaginea cu via, să-i rupă gardul și să-și piardă valoarea de vie. Și chiar profetul Ezechiel notifică spunând că lemnul de viță de vie nici nu-i bun de altceva decât pentru a da struguri. Și în Noul Testament spune Domnul Iisus că dacă sarea își pierde gustul, nu mai este pentru altceva bună, de nimic. Poporul lui Dumnezeu ori e bun pentru Dumnezeu, ori nu-i mai bun de nimic. Că omul nu-i făcut cu alt scop decât să-L caute pe Dumnezeu, cum spune Pavel la Atena, să-L găsească bâșbâind, că Dumnezeu va chema oamenii la socoteală cu ocazia judecății. Așadar, partea aceasta a doua, concluzii vechi și noi, mai întâi pentru Israel și apoi pentru biserică. Revenim la capitolul cheie, 2, împărat 17, versetul 18. De aceea Domnul s-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel și a îndepărtat de la fața lui, n-a rămas decât seminția lui Iuda, pentru încă o vreme. Mânia divină este mai pornită și îndreptățită în dreptul celor care cunosc mai mult în dreptul poporului său decât în dreptul altor. Și spune Noul Testament în Romanilor 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegirea lor. Poate ne este greu să-L înțelegem pe Dumnezeu cum se manifestă El în mânia Lui. Dacă vă mai amintiți când am vorbit despre mânie, să nu confundăm starea noastră de nervozitate și de răzbunare cu ceea ce este mânia lui Dumnezeu. Am numit-o atunci mânie sfântă. Mânia lui Dumnezeu este un act de atitudine împotriva păcatului. O măsură pentru a stopa răul. Un fel de anti-rachetă demonică. Dumnezeu în mânia lui, după ce le-a dat diferite pedepse, a recurs la a îndepărta. Este forma finală de mânie. Alungarea de la fața lui Dumnezeu. Și în biserică este tot ultima formă de disciplinare. Să fie dat cineva afară. Că nu există chin mai mare decât să ajungi fără Dumnezeu. Dacă te pedepsește Dumnezeu, dar totuși te are sub brațele Lui, ca pe un fiu, cum spune în Evrei 12, nu-i mare pedeapsă. E cam zice noi pentru un copilaș mic. Dacă îi dă mama puțin cu palma sau cu noiau, dar după aia le-am brațe și dă să mănânci. Merge, se culcă frumos, dar dacă l-ar scoate în stradă, de acum să mănânce din ceea ce el cere, să fie abandonat din punct de vedere al spațiului locativ, n-ar fi cea mai mare osândă? Asta va fi pedeapsa veșnică.
alungare. Asta va spune și Noul Testament. Spune, duceți-vă de la mine, numai că le dă adresa. Duceți-vă de la mine în focul cel veșnic, că nu vă cunosc, nu vreau să știu de voi. Și spunea Domnul Luca 13 că vor începe oamenii să bată la ușă și spune, Doamne, Doamne, dar vrem cu tine. N-ați vrut când trebuia să vreți. Și acum eu nu mă mai vreau eu pe voi. Plecați. Nu-i pedeapsă mai mare. Cum se ajunge aici? Asta trebuie să ne preocupe pe noi. Tot aici citesc de la versetul 20. Domnul a lepădat tot neamul lui Israel, i-a smerit, i-a dat în mâinile jefuitorilor și a sfârșit, deci ăsta e sfârșitul, alungarea. Dar începutul sfârșitului ne interesează. Prin a izgoni dinaintea feței lui, căci Israel se deslipise de casa lui David și făcuse împărat pe Roboam fiul lui Nebat, care i-a bătuse de la Domnul și făcuse pe Israel să săvârșească un mare păcat. Copiii lui Israel se deduseră la toate păcatele pe care le făcuse Roboam, nu s-au bătut de la ele, până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea lui, cum vestise prin toți slujitorii săi proroci, și Israel a fost dus în robie departe de țara lui în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi. Începutul a fost la Roboam și la toți împărații scrie, au mers pe calea lui Roboam. A fost imposibil pentru ei, nu că ar fi fost imposibil în mod total, dar odată porniți la rău, nu s-a mai întors niciodată. Aminteam de Ehiu că a făcut o semi-reformă, dar nu s-a mai întors total. Iată ce grav este să plece cineva pe un drum rău. Spune în Proverbe 1 când vorbește de lăcomie, cât e de mare tentația, dar fiule, dacă niște păcători vor zice, haide cu noi. Spre final spune, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Și aici a apărut expresia, s-au dedat la păcat. Așa e cu toate păcatele. E foarte ușor să te dedai la curvie. O prietenie, o plimbare, dar după acest început nu te mai poți redresa. Continuarea vine într-un lit de avalanșă. Cine apucă pe pantă la vale și și-a dat drumul, pe bază la ce forță să se mai oprească? Greutatea te duce la vale, forța gravitațională te trage la pământ, pământ este noi cât vreți, mediu în pantă, te duci. De aceea este foarte important să nu demarezi la rău. După aceea devii atât de vulnerabil încât mare minune să mai fi recuperat. La Roboam a fost începutul și la Osea sfârșitul. Toți au împărtășit aceeași soartă. S-au dedat la păcat și pe parcurs, m-a fost unele momente, cazul lui Ahab, s-a agravat răul și toți s-au pierdut în final. Vreau să privim acum la situația bisericii, a Noului Testament, citind în Evrei 10. Suntem în vreme de har și zice Pavel să păcătuim mereu, să mulțească harul, nu, dimpotrivă, zice el, zice începând cu versetul 23, să ținem fără șovăire. Ce-i șovăirea? O mică ezitare. Fac binele. Dar când a apărut primul semn de întrebare, alungă-l la prima lene sfântă, sare în sus să-ți fugă somnul, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Deci tu în mod individual trebuie să te silești, nu cumva să apară ceva rău, iar noi ceilalți să ne sesizăm unii pe alții, ca nu cumva să apară vreo formă de păcat, vreo piedică, vreo stricăciune. Să nu părăsim adunarea noastră. La mulți, de aici începe răul. Și este începutul pierzării, lipsa de la adunare. Și să ne dăm unii pe alții cu cât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Harul este limitat. Și doar așteptarea înfricoșată a judecății și băpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și acum face legătura cu Vechiul Testament. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Cu cât mai aspră este pedeapsa în Noul Testament pentru cine se joacă de-a mântuirea și nu ia toate lucrurile cu maximă seriozitate și cu o râvnă totală în pocăință. Citesc și 30 și 31. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Adică
Dacă apuci pe mâna Domnului, într-o primă fază e fericit de tine. Din mâna lui nu te smulge nimeni. Când Israelul a apucat în mâna Domnului, l-a scos din cuptorul de fier și de foc a Egiptului și nu s-a putut nimeni împotrivi, declara Ietro socrului Moise, Dumnezeu s-a dovedit mai puternic decât toți zeii Egiptului și i-a scos afară cu mână tare și cu braț întins. Dar aceeași mână tare și același braț întins, care te-a scos dintr-un foc, te plasează în altul, că harul este limitat. Și pentru evrei, 200 de ani le-a fost îngăduit. Biserica are deja 2000 de ani aproximativ. Cât va mai fi? Nu știu. Dar într-o zi, Dumnezeu va spune până aici. Și tot pentru biserică, citim în 1 Timotei 1, versetele 5 și 6. Ținta poruncii este dragoste, care vine dintr-o inimă curată. Sinceritatea este fundamentală în pocăință. Șmecherașii nu trăiesc mult în biserică. Ăștia mor. Dintr-un cuget bun, mărturisește-te, spune stările care te apasă, care te acuză, și dintr-o credință neprefăcută. Acestea trei sunt izvorul de unde iese dragostea. Fără astea, dragostea devine cu prefăcătorie, devine fățarnică, fariseică și nu mai are nicio valoare. Inimă curată, cuget bun și credință neprefăcută. Câte vreme astea rămân neatinse, țelul poate fi atins. Fiindcă unii s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării și diavolele de lucru. Unii pot să fie învățători a legii, alții pot să se ocupe de orice altă stare. Totul este o înscenare și o înșelare demonică. Și tot de aici, versetul 18 și 19, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Când au căzut? Imediat după pierderea cugetului? Nu! Poate după ani de zile. Și unii poate nici nu aflăm, maschează toată viața căderea și rămân în pocăință și înmormântăm noi. Dar ultima slujbă, slujbă de înviere n-au, decât în seria a doua care e fără biserică. De aceea, priviți, frați și surori, cu maximă seriozitate, pocăința și orice firicel de praf care se depune pe inima noastră spalată și pe hainele noastre spalate în sfântul sânge, sesizați-l. Trebuie aspirat, trebuie îndepărtat. Nu lăsați păcatul să domnească sau să mocnească. Faceți curățenie. Dar mă întreb, cei care poate nu vin la cina Domnului, cei care poate își permit să vină, dar au stări de păcat în viața lor, care va fi finalul lor? Îndepărtarea de la fața Domnului. Și încheiem punctând două idei, revenind la 2 Împărați 17, de la versetul 35 la 38. Prima idee, valoarea harului și a legământului divin. Domnul făcuse legământ cu ei și le dăduse porunca aceasta, să nu vă temeți de alt Dumnezeu, să nu vă închinați înaintea lor și să nu le slujiți, să nu le aceeași jertfe. Și să vă temeți de Domnul care v-a scos din țara Egiptului cu o mare putere și cu brațul lui întins înaintea lui, să vă închinați și lui să-i aduce jertfe. Să păziți și să împliniți totdeauna învățăturile, rânduielile, legea și poruncile pe care vi le-a scris el și să nu vă temeți de alt Dumnezeu. Să nu uitați legământul pe care l-am făcut cu voi și să nu vă temeți de alt Dumnezeu. Legământul făcut cu Avram și apoi cu ei pe muntele Sinai a fost actul harului divin pentru ei. Legământul nostru are mare valoare, chiar dacă botezul nu este o spălare din tineciunile trupești. Legământul care l-a încheiat Dumnezeu cu noi ne conferă statutul de fii al lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul. Vedeți cât se luptă românii să intre în anumite foruri, trebuie să se supună la diferite măsuri de austeritate, să se încadreze în legile lor, să-i primească în drepturi. Și noi toți am primit harul de a fi copii al lui Dumnezeu. Poate noi ne-am obișnuit cu ideea aceasta. Spune-mi profeți, în ziua aceea, mulți vor apuca pe un evreu de haine și vor spune și noi vrem să venim cu voi, căci numai cu voi este Domnul. Câte neamuri n-au fost, de câte țărișoare și cetăți, state sau alte imperii vorbește Scriptura și altele. Imaginați-vă că atunci se vorbește doar despre Orient, aici, în mijlociu, apropiat, zona Mesopotamiei până spre Egipt, Etiopia. Dar câte au fost de-a lungul și latul istoriei până atunci pe tot pământul? Dumnezeu i-a lăsat. A avut un popor preferat, Israelul. Și cu ea a făcut legământ.
Din 6 miliarde de oameni, Dumnezeu are legământ preferențiat, cât s-or fi Dumnezeu, știe, credincioși. Și noi am avut parte de harul acesta. Cum spune în Efeseni 3, puteți să luați cunoștință despre taina ținută, ascunsă și descoperită, că neamurile sunt împreună cu noi, scrie în Evreilor, moștenitoare și părtașe la același har, valoarea legământului. Dacă cineva este căsătorit sau să admitem copiii prin părinți, certificatul de naștere sau alt act doveditor le conferă anumite drepturi din relația și statutul lor. Dar să nu uităm că în final, și noi am fost la final de temă pentru Israel, totul se va sfârși fie cu o victorie, fie cu o înfrângere totală și veșnică. Și vreau să citesc versetul 39 de aici. Și să vă temeți de Domnul Dumnezeul vostru și El vă va izbăvi din mâna tuturor răjmașilor voștri. Nu există stare intermediară. Ori câștig veșnic, ori înfrângere veșnică. Și mă îndrept în Evrei 12, unde vreau neapărat să citim. Cineva spunea recent, manifestându-și și mărturisindu-și durerea pentru unii oameni care au căzut de la credință, spunând că cea mai mare compătimire o are pentru oamenii aceștia, care au avut parte de harul acesta special, să încheie legământ cu Dumnezeu, să aibă drept de Canaan ceresc, după cum evreii au avut drept de Canaan pământesc. Dar au fost scoși din Canaan ca și cum n-ar fi fost a lor și au fost duși în robie. Evrei 12 de la versetul 1 mai întâi. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică. Și spune uneori, dar frate, nu-i păcat asta, dar piedică noi? Merită? Merită vreo piedică să îmbareze mie drumul spre rai? Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, așa de ieftin ne vindem uneori sufletul care e veșnic. Și să alergăm cu stăruință. Deci nu numai că este comparată viața de credință cu o alergare, cu o fugă, dar și fuga asta fără repaus, alergare cu stăruință. Să ne uităm țintă la căpetinia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. El este singurul care trebuie să-L atragă pe un creștin. Restul orice poate să fie o păcăleală, forme sau orice altceva. Hristos, prin cuvânt, care pentru bucuria care le-a pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și de la dreapta scaunului Domnia lui Dumnezeu. Și apoi, de la versetul 14, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Lua seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare și mulți să fie învinați de ea. Veghea să nu fie între voi nimeni. Și eu le inversez, aici sunt puse în ordinea gravității, eu le pun în ordine cronologică. Lumesc sau curvar, ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Veșnicie există. Și totul atârnă de felul în care astăzi noi, care am avut parte de legământ și de har, suntem deja în împărăție, dacă vreți. Noi suntem în Canaan, pe fondul împăraților noștri, care ne pot cârmui la rău sau la bine. Așa spuneam noi în prima lecție. Împăratul determină în mare măsură religia pentru toată țara. Au fost mici excepții într-o țară de dimensiunea Israelului în vremea lui Ahab și a lui Ilie, 7000 de credincioși. Și restul? Răi. Cred că Duhul lui Dumnezeu poate să ne spună și să vă spună mai mult decât vă spunem noi. Căci este scris că Duhul lui Dumnezeu se luptă în noi cu gelozie după voia lui Dumnezeu să scoată din noi copiii lui Dumnezeu. De aceea, haideți să rămânem prin de râvnă și cu inima alipită de Domnul. Dăruind totul, că și Dumnezeu a dăruit totul, că lupta-i pentru totul și harul Domnului să fie peste noi toți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.